Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Amin! Aceasta în prima zi a anului și pentru toată viața și veșnicia de acum înainte. Dar aceasta înseamnă că noi îl vom lăuda. Scriptura spune, nu morții te laudă. Și noi vom lăuda pe Domnul de acum și până în veac. Amin. El de partea Lui este credincios și în fiecare zi ne are în vedere. Numai noi să nu cădem în ispita de a uita de Dumnezeu. Scriptura spune în Roman, capitolul 1, că oamenii așa au ajuns rău. Nu l-au proslăvit. Uitând că în cer într-una se strigă Sfânt, Sfânt este Domnul, nu i-au mulțumit și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Domnul să ne dea lumină în toate privințele. Amin. Amin. Vreau să deschidem mai întâi Scriptura la Evanghelia după Matei, capitolul 25. De la versetul 1, cuvintele Domnului Hristos. Atunci împărăția celor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite când și-au luat candele n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au țipit toate și au adormit. La miezul nopții sau tostrigare, iată mirele! Ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și au pregătit candele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepți, dați-ne un de lemnul vostru, că ni se sting candele. Cele înțelepți le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, n-a venit mirele. Și ascultați, cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă, și s-a încuiat ușa. Repet, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Asta ca să ne fie clar în timp ce discutăm tema anunțată, că devenirea Domnului de veșnicie vor avea parte numai cei ce sunt gata și că imediat după aceea se închide ușa. În vremea noastră sunt și alte teorii escatologice care iau în vedere și posibilitatea unei mântuiri ulterioare după acest moment. Așa ceva în Scriptură nu încape. Domnul spunea, Luca 13, de îndată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa. Pentru că veți vedea din Evanghelie în mod deosebit, când ne gândim la așteptarea mirelui, în egală măsură apare și o așteptare a stăpânului. Exact cum scrie în Psalmul 45, unde Domnul apare în postura de mire, dar în același timp în cea de domn, pentru că domn și stăpân este echivalent. Unde scrie, și fiindcă este Domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Așadar, dragii mei, haideți să nu le despărțim pentru că n-am înțeles și lucrarea întreagă. Noi așteptăm pe mirele nostru, dar așteptăm și pe stăpânul nostru. În așa fel să ne comportăm încât să avem parte de această dublă fericire. Cele ce erau gata. Rămân pe aceeași pagină. Și vă citesc capitolul 24, versetul 42. Vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Versetul 44, de aceea și voi fiți gata. Căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Noi așteptăm o nuntă binecuvântată, întoarcerea Fiului Dumnezeu, de altfel imaginea nunții, să nu înțeleagă cineva în sens uman. Este ceva pe înțelesul nostru doar, într-o comparație, în a pricepe că vine o vreme de fericire maximă, de împlinire, așa cum vă citesc din Apocalipsa, capitolul 19, de la versetul 7. Să ne bucurăm și să ne veselim, în ideea aceasta apare comparația cu nunta, cu mirele și mireasă. Căci a venit nunta mirelui, soția lui s-a pregătit, cu alte cuvinte, era gata. Versetul 9 scrie,
ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Fie ca să le putem pricepe. Amin? Amin. Nunta la care face referire Scriptura este evidențiată și în textul din Matei 22, cu nunta fiului de împărat. Și cel ce nu era echipat, sau cum scrie aici, nu s-a îmbrăcat, nu era echipat, sau cum am citit, nu era gata, a fost aruncat afară. În continuarea celor scrise în Matei 25 apare pilda talanților, în imaginea dintre robi și stăpân. Concluzia pentru cel ce nu era pregătit, pentru cel ce nu și-a efectuat munca ce i-a fost repartizată, finalul este același, vers 30. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Cu alte cuvinte, atunci când pentru cei mântuiți, întâlnirea cu Domnul va fi evidențiată prin așa fericire ce noi doar la nuntă sau la cine ne-o putem imagina, la o masă festivă. Ne-o putem imagina doar într-un moment de răsplată. Exact același moment va fi începutul plânsului și a nefericirii eterne. Cea mai mare nefericire, și asta pentru vecii vecilor, nu va fi pentru cei care nu au fost chemați la nuntă, pentru cei ce nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, ci pentru cei ce, așa cum spunea Domnul Hristos, erau fii ai împărăției, au fost fecioare, au fost chemați la nuntă, au intrat în odaia de nuntă, dar nu s-au pregătit, dar nu erau gata, dar n-au slujit așa cum se cuvine. Așadar, problema este, pe de o parte, fericită, pe de altă parte, foarte, foarte riscant. Aș vrea, dragii mei, nu doar să vă ofer anumite speranțe și nu doar să ne încălzim inima la gândul fericirii care ne așteaptă și să ne punem în gard în mod solemn pentru ca nu cumva să ratăm fericirea aceea binecuvântată. Din pilda care am citit-o, Matei 25, rezultă din procentajul 5-5 că există, așa cum sunt date și alte imagini spuse de Domnul, unul luat, altul lăsat, riscul de jumii-juma. Adică fiecare poate să fie mântuit sau poate să piardă mântuirea. Și așa trebuie pusă problema. Ca să nu spun că sunt alte texte care spun că mulți chemați, puțini aleși, pilda nunții fiului de împărat. Și atunci se ridică întrebarea pertinentă. Dacă viața de locuință este nu cu cei puțini care se luptă, ci cu cei mulți care merg la grămadă, poți să dormi liniștit în nădejdea că dacă sună trâmbița la noapte ai parte de vederea Domnului? Îmi pare asta o ciudățenie, ca să nu zic altfel. Oameni care trăiesc lejer, care nu sunt pregătiți, ca să păstrăm terminologia biblică, dar au speranțe. Așa au avut și evreii, dragi, Domnului, templul Domnului. Și când plecau de la adunare, Doamne ferește ce era. Au ajuns și din templul Domnului să facă o peșteră de tâlhar. Și au sperat până în ultima clipă. Citiți în cartea profetului Ieremia, pe vremea lui Zedechia, ultimul rege. Nădăjduiau că Dumnezeu va face vreo minune. Pentru cine? Pentru ei? Starea lor spirituală nu dovedea minuni. Dumnezeu a putut să facă minuni și pentru cei care au ajuns în Babilon, dar pentru un Daniel, pentru ceilalți trei, Domnul poate să lucreze, a lui puterea în cer și pe pământ. Și cea mai mare putere o are de a ne transforma și apoi în ziua aceea de a ne transforma definitiv și ne aduce să fim cu El în slavă. Doamne, dă-ne harul să ne cercetăm. Când scrie în Matei 7 că unora le va spune atunci, știți cum scrie acolo? Le va spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine. Hai să rugăm pe Domnul să ne spună acum curat, să ne dea harul să ne cercetăm, să vedem dacă suntem în regulă și așteptarea noastră este una care trebuie să ne confere speranțe și liniște. Vreau să ne oprim așadar la acest text și în primul rând să vedem, așa cum am accentuat, ce înseamnă să fii gata.
Citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 12, cuvintele Domnului Hristos, de la versetul 5. Mijlocul să vă fie încins și făclile aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Și fac aici o simplă comparație. Dacă știi că vine cineva cu mașina să te ia și ești gata, ce-ți rămâne? Să aștepți. Dar dacă nu ești gata, umbli în toate părțile. Mai e ceva de pus, ceva de făcut? Cine este gata, așteaptă. Ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robia aceea pe care stăpânul, vedeți, e împletită așteptarea mirului cu așteptarea stăpânului. Fie că vine la a doua strajă sau la a treia, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Versetul 40. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Dragii mei, se fac fel și fel de speculații referitor la venirea Domnului. Sunt diferite teorii escatologice, unele atât de minuțioase, încât îți vine să zici că i-au făcut orar Domnului Iisus, trebuie să se intereseze ce și cum are de făcut. Dar Biblia ne spune foarte clar, noi nu știm momentul acela, nici îngerii nu știu, cei care au lucruri de executat atunci, să-i adune pe sfinți, să lase cataclisme. Și întreabă Petru, versetul 41, Doamne, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul insistă, și am citit în Matei 24, și voi fiți gata că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. E drept, și asta cu atât mai mult, că nici cei din afară nu știu când vine. Spune în Tesaloniceni cuvintele apostolului Pavel într-un mod foarte categoric, capitolul 5, întâia epistolă, versetul 2. Și vă rog să observați cum accentuează, ca unii care știa predica Domnul. Pentru că voi însi vă știți foarte bine, asta nici nu mai trebuie să lămurim, că ziua Domnului va veni ca un hoț, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei ca durerile nașterii, peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare, că se încuie ușa și nici chip de mântuire. Credincioșii anticipează când vine Domnul, că au semne, cei de afară habar n-au. Vor declara pace și liniște și atunci vine marea catastrofă pentru ei. Dar de știut nu știe nimeni. Spunea Domnul Hristos, Evanghelia după Luca, capitolul 21, notează aceasta, citesc de la versetul 34, partea finală. Hai 35 doar, că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Va fi o surpriză fericită pentru credincioși și o surpriză total nefericită pentru necredincioși. Dragii mei, dacă nu știm când vine Domnul, la a doua strajă, la a treia, poate vine în 2013, în 2014, cine știe când vine Domnul? Țin minte cu câțiva ani în urmă, apropo de ce spunea fratele Gigi, de prognozele celor de afară, mi-a dat cineva declarația unui francmason care a deconspirat înțelegerile lor, se zicea, planurile lor pentru o nouă ordine mondială. Și se spunea ce trebuie să se împlinească până la finalul 2012. Nu au reușit să implementeze nici vorbă, sunt în urmă tare cu socotelele. Sunt tot atât de exact ca și maiașii. Însă Domnul nostru are un calendar care se împlinește întru totul. La ceas, dragii mei! Pentru că spunea Domnul Hristos acolo în Matei 25, încheie pilda fecioară, versetul 13, vegheați, dar că nu știți nici ziua, nici ceasul.
Să știți că dacă Domnul își proclamează raportat la orarul Italiei să vină dimineața, nu o să întârzie să vină după masă. Pentru că El are precizie, nu doar cum o au constelațiile, ca să nu se ciocnească planetele. Când e vorba de noi, până și perii din cap ne sunt numărați. Și secundele și toate știe când stăm jos, când ne sculăm, o știință atât de minunată, slăvit să fie Domnul. Așadar, dacă nu știm, ne rămâne să fim gata, ceea ce înseamnă să fim în așteptare. Dar cum vă imaginați dumneavoastră starea asta de așteptare? Când aștepți pe cineva, uiți că vine. Nu, că ești în așteptare. Să-i deschizi îndată. Dar viața noastră, ce s-a încheiat? 2012. A dovedit în zilele care s-au scurs această stare de așteptare? Sau nu? Doamne, îndură-te de noi. Și ajută-ne să fim mai veghiatori. Toate au ațipit. Adică n-a știut nimeni, când doar nu știi că cine se apropie. Doar sunetul de trâmbițe le-a deșteptat. Dar numai că cinci erau gata. Că dacă ești gata, când Domnul sună, tu intri. Intră și El. Are loc întâlnirea aceea binecuvântată. Mire, mireasă în înțelesul nostru referitor la fericire. Dar dacă nu ești gata, ce înseamnă de fapt să fii gata? Cine are vreo supărare, vreo ceartă cu cineva, este gata? Nu-i gata nici de cina Domnului. Nu-i gata nici să slujească. Cine este surprins de Domnul în vreo activitate, să mă adresez la tineri sau la copiii care pricep, voi ați venit aici în dreapta, am văzut că aveți cule, sunteți pregătiți, numai că negativele v-au băgat în șomaș tehnic, vezi? De-aia spun eu că nu-s bun. Dacă v-ar surprinde venirea Domnului într-un moment în care voi vizionați în meci, voi sunteți gata? Dacă vă uitați la un film în momentul acela, voi sunteți gata? Nu. Pentru că a aștepta înseamnă a te gândi, nu că vine Domnul atunci, a te gândi la Domnul. Doamne, ajută-ne și dacă dormim să ne vegheze inima, căci Domnul până și noaptea ne dă îndemnuri și impulsuri binecuvântate. Nu v-ați trezit vreodată noaptea așa cu o cântare? Dacă vei cânta peste zi, te trezești. Dar dacă nu, dacă peste zi spui altceva, nu. Doar ceea ce este în subconștient se reflectă noaptea în vise. Dacă vreți să-i dați Domnului, mai întâi dați-i zilele și apoi vor aparține și nopțile. Și la orice straj ar veni Domnul, noi suntem gata. Vreau să vă arăt ce înseamnă a aștepta, prin exemplu, a doi oameni, Evanghelia după Luca, capitolul 2, și să vă reamintesc înainte de a citi despre ei, chiar să vă întreb, când a venit Domnul Hristos întâia dată, a știut cineva când vine? I-au făcut orar și atunci. Și la Ilie i-au pregătit scaun, au evreii la masă, dar tot cu scaunul au rămas. Și numai n-a venit Ilie cum au crezut ei. A venit Ioan Botezătorul și a îndeplinit rolul. N-a știut nimeni cu lux de amănunte cum va fi. A fost luat Iosif prin surprindere? Maria de asemenea și toți ceilalți. Zaharia, pe moment nici n-a crezut, a fost taxat pentru asta. Dar spune Scriptura aici în Luca capitolul 2, citesc de la versetul 25. Și asta se va repeta la cea de-a doua venire. Calendarele noastre scatologice sunt numai de păcăleală. Asta pentru cine crede în ele. În Ierusalim era un om numit Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta. Evreii aveau promisiunea unei împărății de glorie. Ei nu știau că va fi în două etape.
De aceea întrebau când se va așeza împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul le-a spus că în Luca 17, asta nu vine ca să izbească privirile în primă fază, că împărăția vine în inima noastră. Și avem cele din tâi roade ale Duhului. Și apoi așteptăm, zice în Romani 8, răscumpărarea trupului. Când va veni Domnul, doar vom fi ca El și îl vom vedea așa cum este. Dar modelul în care Simeon și fie asta pentru bărbați, un exemplu, aștepta, este foarte evident. Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să se vadă pe Hristosul Domnului. El a venit la templu mânat de Duhul. Exact atunci, dragii mei. Și a avut parte din plin de întâlnirea cu Domnul, încât a zis, Doamne, slobozește pe robul Tău în pace. Observați, spun asta pentru surori, exemplul Anei, versetul 36. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel? Rămasă văduvă, ea nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu. Cum să nu fie ea pregătită dacă zi și noapte avea inima la asta? A venit și ea în același ceas. Dar cum a surprins ceasul acela din întâmplare? Nu, pentru că ea în orice ceas era pregătit. Dar așa a spus Domnul în pilda celor 10 fecioare. Fiți gata că nu știți ziua și sau ceasul în care va veni. Ea a venit în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu, să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau. Dar n-așteptau doar de sărbători, cum se mai întâmplă că vin unii. N-așteptau doar duminica, că poate ar duce Domnul mai mulți în rai dacă ne-ar surprinde într-un asemenea moment. Ea aștepta zi și noapte. Doamne, ajută-ne asta și nouă. Pentru că spune Scriptura, vă citesc din Evrei capitolul 9, Domnul a venit odată și mai vine odată, dar se repetă aceeași postură a așteptării, Evrei 9, versetul 28, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, se poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuire celor ce-l așteaptă. Dragii mei, eu cred că așteptarea aceasta nu poate să fie una mecanică. Să ne ambiționăm așa de la începutul anului și să spunem, îl aștept pe Domnul. Și o să mă gândesc foarte des la asta. Nu cumva să pierd momentul acela. I-a spus Domnului Petru într-o seară, Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca grâu. Știți ce a zis Petru? Nicio problemă. Cu tine merg și în temniță și la moarte. Câte zile au trecut până Petru a uitat de ce i-a spus Domnul și de ce a promis el? Păi n-au trecut zile, au trecut numai ore. Se poate așa? Iată că se poate, dragii mei. Așa că nimeni să nu se bizuie pe sine însuși. Numai să rugăm pe Domnul să ne dea har ca să fim în puterea așteptării. Asta nu se poate pe ambițiile noastre. Voi fi atent. Nu, o să scap momentul. Spunea Domnul Hristos că Dumnezeu lucrează în așa fel încât să ascunde cei de cei înțelepți și pricepuți. Să spune, unii am studiat teoriile scatologice și voi fi gata, eu știu când începe cu cei 7 ani, cu 3 și jumătate, o să număr zilele de acolo din Daniel. Dragul meu, Dumnezeu așa lucrează încât a zis că se naște fiul lui la Betleem, acolo s-a născut și a fugit repede cu el de acolo, să nu se prindă toți de asta. Pentru că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Dar îi mulțumim că și copiii ajung să priceapă. Și Dumnezeu va mântui pe toți și sincer slăvit să-i fie numele. Vă propun un alt mod de a fi în așteptare și de a fi gata. Nu unul bazat pe logică, nici pe o veghere rațională doar. Spunea apostolul Pavel, citesc din a doua Timotei, capitolul 4, versetul 1, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morți, și pentru arătarea și împărăția sa, pentru momentul acela.
propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Ce poți să faci ca pentru arătare să fii pe fază? Să citești în Biblie ori de câte ori ai vreme și chiar să-ți faci vreme pentru asta. Versetul 5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Fă rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Crezi că dacă nu-ți împlinești bine slujba și au fost repetiții la cor și tu ai uitat, crezi că îți va fi memoria mai bună în ziua când vine Domnul? Dacă vrei să te prindă Domnul într-o fază gata de așteptare, tu mai întâi fă-ți bine slujba. Crezi că dacă sari așa peste rugăciuni și vei spune, am uitat să mă rog dimineață, am uitat să stau înaintea Domnului, crezi că în ziua aceea vei fi mai apt și mai pregătit? Nici de cum. Scrie în continuare aici, versetul 8, de acum așteaptă cununa era la final de cale, de alergare, pe care mi-a dat Domnul în ziua aceea judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Așa e că atunci când iubești pe cineva sau când aștepți pe cineva iubit, nu uiți. Dragostea aduce cea mai binecuvântată stare de așteptare. Pentru că numai în felul acesta, dacă devine pentru tine prioritară venirea Domnului, vei avea parte de ea. Când a spus Domnul Hristos cuvintele ce le-am citit eu din Luca 12? În ce ocazie? Vă amintiți? Hai citim împreună. Luca 12. Citesc de la versetul 11. Asta e tema de mâine, dar facem o relație între ele. Când vă vor duce înaintea trecătorilor să nu vă îngrijorați ce veți răspunde, cum nici să nu vă îngrijorați despre momentul în care vine Domnul, că Duhul Sfânt vă va învăța în ceasul acela. Adică Duhul Sfânt ne face orar ceas cu ceas dacă suntem sub călăuzire. Unul din mulțimea zilui Iisus Învățătorul le spune, fratele meu, să împarte cu mine moștenirea. Și Domnul i-a zis, tu cu gândul la moștenire o să pățești ca un altul care cu gândul la avere n-a știut când moare. Și noi cu gândul la cele pământești nu o să știm când vine Domnul. Și scrie în versetul 21, tot așa va fi cu cel ce se adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Și apoi Domnul vorbește despre îngrijorări și printre altele scrie aici în versetul 31, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri care nu trebuie să ne domine mintea, gândirea, cum scrie aici versetul 29, nu vă frământați mintea. Pentru că mintea trebuie să ne fie pasionată, gândirea noastră să ne fie la cele de sus, versetul 32. Nu te teme turmă mică, să n-ai stres, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Și adaug versetul 34, unde este comora voastră, acolo este și inima voastră. Dacă ți-ai strâns comori în cer, dacă tu cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu, tu te gândești în mod natural la aceste lucruri. Dar dacă ai venit în Italia cu gândul doar să faci pentru tine și casa ta și nu ți este prioritară mântuirea, să nu crezi că vei avea noroc în ziua aceea. Și din întâmplare vei avea mare parte de har, nu? Domnul Hristos spunea, vă citesc aici Luca 12, despre unul care va rata ziua aceea. Versetul 45. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vin. Dar nu asta e marea problemă la gândul că are un alt calcul escatologic. Dacă va începe să bată pe sluși și pe slușnice, noi nu-i batem numai cu biciul limbii, pe care cum? Să mănânce și să bea și să se îmbete, rețineți asta. Stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care nu se așteaptă și în ceasul pe care nu știe, îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat.
Și de la această idee, fără să o părăsim, doar să o completăm, citim în Luca 21, versetul 34, luați seama la voi înșivă. Nu să fiți cu ochii în patru, oare nu vine Domnul acum? Să fii cu ochii în șapte și cu inima toată dată Domnului, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile, cum buibare de mâncare și băutură, apropo, că-s fost zile libere. Și după ce termină zilele libere, vine altă ispită. Îngrijorările vieții acesteia. Vedeți cum diavolul are amăgire și pentru cine o duce bine și pentru cine o duce rău? Și pentru zile libere și pentru zile de muncă? Și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Pentru că toate aceste probleme pământești ne surmenează, ne surmontează în așa fel încât nu ne stă inima la Domnul. Și salutul Maranata e rostit mai rar, dar fără să fie gândit. Dragii mei, nu știm dacă Domnul vine anul acesta. Aș spune eu puțin probabil. Dar știm noi că vom încheia cu bine anul acesta? În țară au fost descoperiri ceva de genul că numărul celor ce au șanse de mântuire va începe să se reducă. Adică unii își vor pierde dreptul. De ce? Sunt prinși de probleme pământești, de plăceri. Vreau să vă dau aici o descoperire. Un frate prezbiter din Spania a avut un vis sau vedenie, nu știu ce a fost. Se făcea că lângă o pădure erau adunați o mulțime de credincioși. Și la un moment dat au început să iasă din pădure vietăți mici. Viezure, o vulpe, un iepure. Și începeau să fugă. Tineri, surori, dar și frați. Și speriau de vietățile astea. Și lui în vis i s-a dat următoarea înțelegere. Sunt probleme mărunte pe care unii scot din poporul Domnului și din starea de așteptare a revenirii lui. O supărare, o plăcere, fiecare reprezentată printr-un anume animal. A trecut valul acesta și vin probe mai grele. Și au început să iasă din pădure lei, tigri, animale fioroase. Au început să fugă mai mulți. La un moment dat un leu se îndrepta spre el, i-a ridicat mâna sus așa, a primit un curaj și când leul a sărit și el i-a pus mâna în coamă și a rămas cu blana leului în mână. Era de fapt o mascotă și dintr-o dată din leu a rămas un funcționar de la bancă. Și l-a primit înțelegerea că astea sunt problemele economice, financiare, creditele pe care pe unii termină. Și a auzit voce și la primul apel și la prima invazie și la a doua. Țineți copiii aproape. A urmat un al treilea val și a început să se rostogolească spre masa de credincioși baloți care ardeau, din care se desprindeau alți baloți mai mici, ardeau și ei. Și a zis, Doamne, de cele mici nu m-am speriat, împotriva la cele mari mi-ai dat biruință, dar acum ce-i de făcut? Că vine pârjolul. Și vedenia s-a întrerupt aici și vocea i-a spus, ai văzut destul. Că Dumnezeu ne arată doar cât vrea El. Să vă dea Domnul biruință peste toate problemele acestea. Spune aici în versetul 16, vegheați dar și rugați-vă să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Un frate de la noi, din adunare, predicator până mai cu ani în urmă, îl trimiteam la evanghelizări. Am văzut că nu mai vine. Până i-am dat puțin de urmă că se mutase undeva lângă Arad, l-am întrebat ce s-a întâmplat. Și l-a spus, frate, am întrebări la care Domnul nu-mi dă răspuns și nu mai pot fi pocăit așa. Cum? Uite, mi-am deschis o firmă, sunt falimentar, urmează să-mi ia și casa, am avut probleme și cu copiii. E Dumnezeu de vină pentru astea? Că nu-ți merge ție afacerea? Nu. Dar numai că împodmolit în afacerea asta, s-ar putea tu să nu mai fi gata. Gândul să stea la criză, la evoluțiile financiare, la cei care zici că te-au înșelat și nu ți-au plătit,
La asta o să te gândești, cu asta o să visezi. Și tu ești chemat să visezi că vine Domnul. Și să fii gata în orice dimineață și în orice seară. Amin? Asta valabil și pentru tineri care poate se gândesc că au viitorul în față. Da, oricum, rețineți fetelor și care v-ați programat nunta sau băieților pentru anul acesta. Dacă ar veni Domnul, a fi o nuntă mai frumoasă și o să fie o mireasă mai slăvită. O să fie o nuntă după care nu vine greurile vieții și vine fericirea veșniciei. Dar asta înseamnă să te gândești la Domnul. Uneori, vara, sezonul de nunți, se plâng mulți slujitori, este o povară efectiv. Îmi spunea un frate, la nunți n-a mai rămas decât 5% duhovnicezi, restul totul e fire. Și când te uiți câtă pregătire, spunea cineva din America, frate, o lună de zile s-a făcut numai pe torturi, păstrate în frigidere foarte mari. Un design special, nici nu s-a mai mers la biserică, nunta a fost în parc. Apoi, ce să mai spun de domnișorii aia de ocară și de alte lucruri rele? Știți cât au stat împreună? Căsnicia propriu zisă cu acte regulă a durat mai puțin decât pregătirile pentru o nuntă. Dragii mei, oamenii ăștia nu-L așteaptă pe Domnul. Pentru că dacă L-ar aștepta, știți ce ar preocupa pentru ziua nunții? În primul rând, trebuie să ne gândim și unde mâncăm, da. Dar preocupa ce se predică, cine cântă, și asta nu doar așa vedete, și cu adevărat s-ar pregăti ca Domnul în ziua nunții să dea binecuvântare. Ar sta în curăție, s-ar pregăti știind că stau înaintea Domnului. Ori dacă așa ar sta lucrurile și dacă ar fi ziua nunții, să ia Domnul cu tot alaiul la sine în slavă și să continuă nuntă cu cealaltă. Numai că dacă nu e așa, atunci să ne amintim de ce scrie în cartea Ioel și mirele și mireasa și bătrânul și preotul să intre în jale ca Dumnezeu să se îndure de noi și să nu ne lasă. Dragii mei, iată cum fie, așa cum scrie în pilda cu sămânța, cazul al treilea a pământului, fie plăcerile, fie bogățiile, fie îngrijorările, ne fac ca pe cei chemați la nuntă, la cină. Și Matei 22 și Luca 14. Am cumpărat și nu pot să vin, tocmai m-am măsurat și nu pot. Da, dacă nu poți să vii la adunare, să știi că nu ești bun nici să mergi în cer. Pentru că tu nu ești gata. Tu nu aștepți. Dar știi de ce nu aștepți? Pentru că nu iubești. Pentru că împărăția nu ți este prioritară. Pentru că încă n-ai înțeles că lucrurile de aici ni le-a dat Dumnezeu și dacă ești bogat să te bucuri de ele, dar tu ești chemat să-ți aduni o bună comoară pentru adevărata viață. Amin. Care va începe după ce Domnul va veni. Spunea apostolul Pavel scriind lui Tit, capitolul 2, citesc de la versetul 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftile lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie. E mare taina evlaviei. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, Doamne, păstrează-ne în această fericită nădejde și fericită așteptare. Starea aceasta de așteptare te face să cânți, să te gândești la Domnul. Cum spuneam, toate aceste lucruri să fie prioritare. De aceea, dragii mei, vegheați. Vegheați în primul rând fiecare asupra lui însuși. Vedeți ce vă pasionează, ce vă atrage, unde-i comoara, acolo este și inima. Vegheați ca să nu fie plăceri și știți, unii vă lasă mai lejer, că toate sunt îngăduite, dar să nu pună stăpânire. Dragii mei, știți cât sunt îngăduite? În așa fel încât să slujești Domnului cu toată inima. Și ce încape de aici încolo, e în regulă. S-a dus odată un tânăr și a întrebat pe un rabin, auzi, când am voie să mă distrez fără a mă gândi la Iahve, Elohim, cum se spunea?
când am dreptul? Și rabinul îi zice, auzi, vezi, caut-o în timp când nu-i nici zi, nici noapte. Când Biblia e scrisă, curge de la legea Domnului zi și noapte. Căutați și dumneavoastră un timp când nu-i nici zi, nici noapte, dar ziua și noaptea au făcut-o Domnul. Și noi nu știm că în ce moment va veni din zi sau din noapte. De aceea, nu vă amăjiți, dragii mei. Nu vă amăjiți. Îmi spunea cineva aici în Italia, despre un predicator așa ca mine care a venit, s-a cazat într-o familie, pus mâna pe telecomandă și căuta pe telesport. Și gazda s-a supărat și s-a întors spre biserică, ce meci comentezi azi? Băi, nu fi habotnic. Nu habotnic, îndrăgostit de Domnul Iisus. Și îndrăgostit de Domnul Iisus, nu vei pierde vremea nici cu filme, nici cu sport, nici cu povești. Vei vorbi de Domnul vrând, nevrând. Doamne, pune în noi pentru anul acesta un asemenea dor sfânt. Eu nu vă spun neapărat să vă programați câte cântări să cântați într-o zi. Că o să vă siliți să vă grăbiți să le cântați pe toate și după aia tot la film vă duceți. V-aș dori să nu le numărați, dar să spuneți în final seara că am vrut să cânt mai multe și n-am putut. Cititul Bibliei, ăsta odată pe un an, ăsta e pentru cei mai mari leneși. Că cei ce sporesc în lucrul Domnului, aceștia citesc mai mult. Spunea Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, voi iubiți în adevăr pe toți frații, dar vă îndemnăm să sporiți tot mai mult. Pentru că în dragoste nu sunt limite și cine îl dorește pe Domnul, își întinde mâinile spre cer, fără să fie dată vreo comandă în privința aceasta. Ori oamenii aceștia vor fi gata și Domnul va veni și îi va duce în slavă, mărit să fie Domnul. Domnul să vă cucerească inimile și dumneavoastră face să se plece înaintea Domnului. Că sunt lucruri care țin de noi, sunt unii oameni care cred că dragostea asta a Domnului trebuie să vină cumva, într-un mod miraculos și să ne cuprindă și lucrurile rele să ne iasă din minte. Să știți că este o parte a noastră care trebuie să o facem noi o silință. Asta are de-a face cu prietenii care îi avem. Ce crezi că într-o companie rea vei putea să te pregătești, să-L aștepți pe Domnul? Nici vorb. Eu v-aș întreba când v-am îndemnat anul trecut sau când să vă închideți conturile de pe Facebook, ați făcut-o? Vedeți? Mergeți la negociere, nu? Poate că ne mântuie Domnul și așa, dar dacă nu te mântuie, ce te faci? Pentru că pierzând vremea în fața computerului, dragostea ta pentru Domnul e afectată. Gândurile tale nu vor fi bune. La noi în biserică am cerut celor ce slujesc să nu aibă așa ceva. Și un învățător de la copii, după ce și-a închis contul și l-a deschis pe un alt nume, am înțeles că de anul ăsta nu se mai poate așa să fie pe invizibil, îmi spunea cineva. El s-a prezentat cu alt nume, dar cineva l-a divulgat. Și mi-a deschis ușa să intru puțin în grădina lui. Avea o listă de peste 600 de prieteni. Poze grămadă. N-am stat eu să urmăresc tot. Dar m-am gândit, nu neapărat la imoralități, la timpul pe care îl plătește acolo tributar să stea acolo. Și numai să le postez pe toate și apoi curiozitatea să vezi ce a zis unul, ce a zis altul. O, deșertăciunea deșertăciunilor. Se spune că un tânăr a zis, Doamne, eu dacă aș avea avere cât Solomon, ți-aș face, Doamne, case de adunare ca templul lui. Și-aș fi și pocăit. Și apoi jerfe, așa nenumărate, tot ca Solomon. Dar eu nu m-aș îndepărta de tine ca Solomon. Și într-o noapte, Domnul i-a dat un vis. Că așa lucrează Domnul. Pe unul cercetează printr-o predică, printr-o cântare. Dar să știți că Dumnezeu nu face asta de multe ori. Se făcea într-un vis că Domnul era lângă el și spune, băiete, du-te de la casa asta și adu-mi un pahar de apă. Se duce, acolo gazda foarte primitor, foarte bogat, apă vrei? Avem plată minerală, am izboarele mele pe teren, vino cu mine să-ți arat.
și cum în vis se pot derula de toate, îl duce și îl plimbă pe moșia lui, numai că bogatul ăsta avea oameni la lucru, ce numai puțin să văd cum merge treaba, că acum e sezon și muncitorii să urmăresc puțin, apoi a apucat oboseala și au căzut. Au adormit dimineața, zice proprietarul, stai că nu s-a terminat treaba aseară. Și repede merg să vadă și tot văzând una altă cu proprietarul, a văzut că are și o fată, s-a căsătorit. Și de acum mai multă treabă, nu? Vorba lui Iacov, acum când am să muncești pentru casa mea? Au venit copii și mai multă treabă. Dar la un moment dat visul ăsta ce părea lung în narațiunea lui a fost întrerupt de niște cataclisme, alunecări de teren, viitură, de apă, omul cu gând la soție, la copii, a uitat de avere, că știți care e ordinea, viața rămâne ultima cu valoare, celelalte se pot duce pe apă. Și înainte de a vedea că totul e pierdut și el de-abia s-a mai prins de o rădăcină, nu s-a încheiat coșmarul până ce Domnul l-a prins de mână și a zis, băiete, ai venit cu paharul cu apă. S-a deșteptat și a zis, Doamne, acum am înțeles. Viața asta te ia cu iureșul evenimentelor. Că nu-i destul că e școală și muncă. Atât te-a creat diavolul numai să ne domine mintea, ca să n-ai vreme de Domnul, să nu-ți fie dor de El și să nu te gândești la împărăția Lui. Nu neapărat trebuie să fie păcate. Scrie în Roman 12, în Evrei 12 să dăm la o parte piedicile și păcatul care ne înfășoară. Unele sunt numai piedici și să alergăm cu stăruință, spune acolo într-o altă imagine a orientării noastre spre împărăția lui Dumnezeu. Așa că, dragii mei, hai să recapitulăm și ne oprim aici. Nu știe nimeni când va fi venirea Domnului, dar ceea ce este cert e că unii care sunt gata vor intra cu el la nuntă și alții care nu sunt gata, chiar fecioare, membri în adunare, oameni care au prorocit, da, a spus-o Domnul, nu e aprecierea mea, vor rămâne pe din afară și asta va fi marea durere, dar nu pentru o zi sau două, pentru vecii vecilor. Atunci o să vedem noi lucrurile alea la care am negociat și am spus că așa, așa se poate și câte un biet predicator v-a spus, las, că merge și așa, că am văzut eu oameni așa întreabă că ar vrea cineva să-i încredințeze, că se poate și așa. Dragii mei, nu vă luați după supravegheatori din ăștia. Ce zici după cât am scris? Iau examenul. Nu, ăștia par binevoitori. Numai că cel ce cercetează este Domnul. Nu te lua după inima ta, că e nespus de rea și înșelătoare. La o clasă, la liceu, profesorul le-a spus într-o zi, astăzi dăm test. Nu, vă rugăm. Face ce vrea, dar Dumnezeu n-a face ce vrea. Test. Scrieți ce știți. Când au dat, s-a expirat timpul, le spune, acum luați-vă lucrările și vi le corectați. Și vă dați seama ce note și-au pus, știți? Poate că profesoara astăzi cu inimă bună. El v-a spus toți note? Da. Acum dați-le aici la mine să le corectez eu. Dragii mei, acum corectează predicatorul, păstorul, dumneavoastră fiecare, dar vine într-o zi Domnul. Și atunci se va vedea cine l-a așteptat și cine nu. Cum zice Mica, atunci va fi uluiala lor. Dar ca să nu fim luați prin surprindere și să fim gata, ce ar trebui să facem? Să ne dăm inima Domnului, să-L iubim, să ne păzim de îmbuibări, de plăceri, de averi, de tot ceea ce diavolul a creat în lumea aceasta, tocmai cu gând să ne distragă atenția și să-i dăm lui inima. Să dăm inima Domnului. Și Domnul când va veni, să ne primească cu drag. Să ne bucurăm și să ne veselim, se spun în ziua aceea. Mărit să fie Domnul. Acolo vom avea de-a face cu Ierusalimul de sus. Spune în Evrei, capitolul 12, citesc în încheiere, și vă rog să vă gândiți dacă asta vă este specific. Asta ar trebui să fie dorința noastră, dragii mei. Scrie aici de la versetul 22,
V-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Noi trebuie deja să trăim în această atmosferă cerească. Acolo sus în cer. Știu că atunci când am fost anul trecut la dumneavoastră am predicat despre închinare și vă spuneam că în cer, la orice oră din zi sau din noapte este închinare. Mă gândește și așa. Cetățenia ta este în cer. Împărăția vrei să vină și în cer ca pe pământ. Acolo știi că în orice oră, în orice timp, orice 5 minute, oamenii, ființele din cer sunt atrase de Domnul, de prezența Lui. Și tu spui ceva de genul, pe când o să ajung acolo și eu o să intru în orar cu ei, dar până una altă mai facem și câte o partidă. E normal să gândești așa? Nu-i deloc normal, dragul meu. Este ca și cum soțul ar spune soției, dragă, știi, eu la tine vin acasă, dar astăzi întârzi că am o întâlnire cu amantă, numai ne plimbăm puțin prin parc. De ce zâmbiți? Că nu vi se pare normal, nu? Dar atunci cum e când spunem noi Domnului, Doamne, eu știu că poate vin după masa asta, vezi să nu vii la trei, că eu la trei mă duc la strand, că e soare, e cald, vezi să vii după ora 4, că vin acasă. Dar numai că după ora 4 o să vii cu toate prostiile de la strand în cap. Da. Este o învinuire la adresa unui om care s-a crezut a fi al lui Dumnezeu, că la strand a pus mâna pe fete. Cineva spunea, băi, dar poate nu e așa. Dar altcineva a zis, ce frumos s-ar scăpa el din vinuirile astea dacă ar spune, cine m-a văzut pe mine vreodată la strand? Om al lui Dumnezeu. Dar după ce stai acolo în băltoacă cu fetele, normal să te prindă ispita, că doar ești de carne și oase. Dar ce crezi că te ia Domnul de acolo? Domnul a zis că ia pe unul care doarme, că e normal să dormi, că ești obosit. O zis că ia pe unul de la câmp, că e normal să lucri, că ia pe una de la moară, că își face mâncare. Dar a zis că o să ia pe vreunul de la stadion? A, cineva mi-a zis, frate, atunci erau stadioane, zic, nu stai tu bine cu istoria, erau cu jocurile olimpice de atunci, nu de acum. Dragii mei, nu vă încurcați și nu riscați cu orarul nostru păcătos. Că orarul nostru păcătos îi dat de faptul că ne inima atrasă de lucrurile astea. Pe când inima ar trebui să ne fie dată Domnului, că veșnicia asta înseamnă vom fi totdeauna cu Domnul. Dar aici e paradoxul. Noi nu suntem gata în orice moment să vină Domnul, dar noi vrem să fim totdeauna cu Domnul. Dar Domnul, tocmai surpriza asta neplăcută o va face celor ce nu sunt gata. Celor care se îmbată, care mănâncă cu bețivii, care sunt cu lumea. Nu vine Domnul chiar acum și își permit aceste momente de respiro pentru firea pământească. Aici este silința noastră, dacă vreți să aveți parte de venirea Domnului, cei ce sunt al lui Hristos și au răstignit firea pământească cu patimile și poftile, dumneavoastră știți, nu? E răstignită când îi dăm drumul la ochi așa cum vrea? Nu e răstignită. E răstignită când ne permitem alte lucruri vinovate? Nu e răstignită. Și ne face figura, cum spune românul. Firea pământească nu te iartă. Crezi tu că dacă umbli așa să apari, să fii un fel de mis, crezi că scap de mândrie? Crezi că o să scap de cei firești? Să nu te surprindă? Nici vorbă. Vei fi o pradă ușoară în mâna diavolului și vei uita. Doamne, ajută-ne să căutăm mai întâi împărăția ta. Și dacă gândul acesta ne domină viața, dacă dimineața te-ar întreba cineva la ce te gândești, mă uit spre cer, oare nu vine Domnul nostru? Și dacă seara la stele ai privit, Doamne, cum avem noi acea frumoasă cântare, în orice seară, eu te aștept iară. Dar poate mai suntem și niște ipocriți care cântăm, dar de fapt noi ne-am programat pentru seara aceea, știu eu ce lucruri mai puțin curate. Ajută-ne, Doamne, fie că vii Tu, fie că murim, în orice moment, în orice zi, în orice clipă, să-Ți aparținem în întregime. Și asta să rămână pentru toată veșnicia. Amin.